Conform ultimelor date furnizate de Asociația Aeroporturilor din România, la Iași, în ultima lună de vară s-au înregistrat peste 240.000 de pasageri. Astfel, Aeroportul Internațional Iași a urcat pe locul 2 în clasamentul aeroporturilor regionale din România. De la începutul anului și până la finalul verii, peste un milion de pasageri au tranzitat aeroportul. Astfel, cu acest număr înregistrat în 8 luni, s-a depășit numărul total de pasageri înregistrat în anul 2022. În ceea ce privește numărul de mișcări pe aeroportul Iași, luna trecută au fost raportate peste 1.500 de decolări și aterizări, cu peste 25% mai multe față de aceeași perioadă anului precedent. Totodată, în luna august au avut loc peste 25 de zboruri directe, la acestea adăugându-se curse charter spre 8 destinații turistice.